Bună ziua! Sper că deja este conexiunea. Bună ziua! Mai așteptăm puțin. Bună ziua și bine v-am găsit! Un weekend minunat! Aș vrea să vă spun de ce să învățăm să vorbim cu iubire. Oare de ce? Pentru că nimeni nu ne-a învățat să vorbim cu iubire. Bună dimineața, Ana! Ce semnifică să vorbim cu iubire? Semnifică să vorbim cu iubire de a nu reacționa niciodată. Semnifică să vorbim cu iubire de a ne asculta, în primul rând, nevoile noastre, emoțiile noastre și de a învăța să ne exprimăm nevoile și emoțiile. Pentru că, de obicei, noi gândim așa că cel de lângă noi are globul de cristal și neglijește gândurile, nevoile, emoțiile. Dragii mei, nimeni nu are acel glob de cristal și fiecare privește prin perspectiva lui. Dacă eu nu-i spun celui de lângă mine, că-i partener, că-i mamă, că-i copil, că-i, eu știu, coleg, șef, nu-i spun ceea ce simt eu când persoana respectivă are un anumit comportament față de mine, ci întotdeauna reacționez. Da, tu întotdeauna ridici tonul, da, tu întotdeauna faci așa, da, tu întotdeauna. Ok. Ce ar fi să-i spui să nu-i mai repeți? Și să nu mai reacționezi și să spui, eu mă simt în acest mod când tu ridici tonul, da? Când tu ai acest comportament. Bună dimineața! Și nevoile la fel, da? Tot la fel, așteptăm ca partenerul de lângă noi, mamă, tată, pentru că tu poate uneori ai ghicit, atenție, ai ghicit nevoia celui de lângă tine, da? Pentru că o să învățăm și asta, să ascultăm și nevoile altora. Dar pe primul loc să ne punem noi, da? Dacă tu uneori ai ghicit nevoia celui de lângă tine, pretinzi ca și cel de lângă tine, da? Să îți asculte nevoile. Dragii mei, tu ai percepția ta, cel de lângă tine are altă percepție. Mai mult de atât, tu fiind femeie, ai altă percepție, ești pe creație, ești pe emoțional și poți percepe mai bine nevoia celui de lângă tine. Pe când, dacă este de gen masculin, e un bărbat lângă tine, el e pe acțiune, el nu e atent pe detalii și atunci rămâi cu așteptările, cu deluzie, deziluzia, cu frustrarea că nu are grijă de nevoile tale și de emoțiile tale. Haideți să învățăm singuri să ne ascultăm emoțiile, să ne ducem așa într-o cercetare în interiorul nostru, în toate credințele limitative și pentru asta te aștept pe 12 iulie la programul de 21 de zile unde vom lucra împreună. E 10% teorie, 90% practică. Deci, cu pixul și cu foaia în mână vei lucra în aceste trei întâlniri. Va fi și întâlnirea, să spunem așa, bonus, a patra întâlnire, unde vom face așa o analiză a celor trei întâlniri. Sunt trei întâlniri pe Zoom în fiecare luni, unde voi discuta pe larg, vom analiza împreună și vom discuta pe larg acea temă, acea parte de exerciții care o să fie pentru săptămâna respectivă,
Pe urmă, vă dau partea de PDF pe care să o lucrați în parcurs dintr-o lună și până dintr-o săptămână până în cealaltă. Se pot pe grupul secret, se pot pune, eu știu, tot felul de întrebări, voi răspunde mereu, ne creăm o familie. Sunt testimoniale la cealaltă grupă care a terminat. Ce au învățat ei și cât de mult i-au ajutat. Pentru că nu știu cât de mult știm să ne ascultăm nevoile și emoțiile. Da? Și în acest program de 21 de zile, asta vom învăța, să ne ascultăm nevoile și emoțiile. Să înveți să spui nu atunci când este necesar să spui nu. Să înveți să spui da doar când simți că pentru tine este da. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc un weekend minunat. La revedere! Până atunci, puneți întrebarea: oare eu știu să-mi ascult emoțiile? Oare eu știu să mi le exprim celor de lângă mine? Pentru că de multe ori ai așteptarea ca cel de lângă tine să-ți înțeleagă deja emoția. El o înțelege pe perspectiva lui. Hai, spune eu! Deci, puneți întrebarea, eu știu să-mi ascult emoțiile, eu știu să-mi ascult nevoile, dar oare știu și să le exprim? Știu să mi le satisfac, da? Pentru că dacă tu știi să le asculți, să ți le satisfaci, da? Să ți le exprimi, tu vei sta bine cu tine însăți. Și atunci vor sta bine și cei din jurul tău. Unu, doi, ce lecții predai tu copilului tău? Pentru că ție, părinții, ți-au predat altfel de lecții. Este limbajul violenței, limbajul reacției, pentru că ei n-au știut altul. Nu i-au învățat părinții, bunicii, la fel, nici ei n-au primit acest limbaj al iubirii de a se asculta, de a se pune pe primul plan. Pentru că tu, când te pui pe primul plan în viața ta, reușești să stai bine, reușești să fii un exemplu pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, da? Pentru că vei spune, copiii mei sunt mari, trebuie să învețe singuri acest limbaj. Ok, indirect vei fi un exemplu pentru ei, dar vei fi un mare exemplu pentru nepoții tăi. La revedere, un weekend minunat!